Într-un sat din raionul Rășcani, nimeni nu a mai construit vreo casă mai bine de 20 de ani. Într-un alt sat din raionul Cimișlia, nu s-a născut niciun copil în ultimii 15 ani. Ulițele sunt pustii după ce tinerii au plecat printre străini în căutarea unei vieți mai bune. Doar câțiva bătrâni își mai duc traiul în sărăcie și uitați de toată lumea. Era pe la ora amiezii când echipa noastră de filmare a ajuns în satul Ciobanovca, raionul Rășcani. A trebuit să căutăm mult cu privirea până am dat de un om. Care-s psihotarii, care-s la oraș, la Chișinău, au plecat mult. În marginea aceea sunt două familii care au copii mici. Micuți, am micuți de grădiniță, da. Dar așa mai mult. Și la grădiniță unde merg? La Pilinuia. Tare puțin, tăți s-au dus din sat aici. Tăți. Dar de ce au plecat? Păi că n-au de lucru, n-au primărie, n-au nimic aici, nici câini n-au cu nicăr nimic. Acest tânăr a venit acasă pentru puțin timp, dar zice că nu stă mult, e gata de plecare. M-am venit să mai văd casa, să mai lucrez pe acasă. Da, o să plecați înapoi. Da, numai decât. De ce? Aici nu pot. Nu-i de lucru, domnișoară, domnule, nu știu cum. Nu-i de lucru aici în țară. E puțin foarte plătit și... Tot... Cam cum spun așa, tot să ridic prieturile, dar salariul nu. Și suntem nevoiți să plecăm din țară. Aici în sat au rămas numai bătrâni? Nu mai bătrâni. Nu mai bătrâni și ca niște fermieri pe acolo. Credeți că o să dispară acest sat? Da. A să-l iei oligarhi. Puțini au găsit de cuviință să stea cu traiul în Ciobanovca. În 2016, Viorica Pare a venit aici împreună cu familia sa. Noi de pe linie am venit încoși. De ce ați ales în localitatea asta? Ne ocupăm cu vașele și aici avem toate condițiile care ne trebuie. Femeia spune că are de toate aici și nu ar pleca nicăieri. Foarte bine. Aer curat? Da, da, avem tot. Avem, este și gaz în parte și avem telefoane, lumină, avem totul. Infrastructura lucrează, ne scurăță drumurile, nu suntem izolați. Aici vin vară de la Bălți, stați în casele de la părinți, vin, îngrijesc, nu suntem singuri. Vinde produsele lactate și face niște bani, cu care se întreține întreaga familie. La piață mergeți unde? La Corlăteni și la Pelenie. De câteva ori pe săptămână? Da, miercurea la Corlăteni și duminica la Pelenie. Nu ne jăluim. Nu, nici nu suntem bogați, nici nu suntem săraci, dar muncim mult, de la 4 până la 10-11 țară. Conform recensământului din anul 2004, populația satului Ciobanovca constituia 40 de locuitori. Tot mai puțini oameni întâlnești și în satul Ialpug, raionul Cimișlia. În 2004 aici erau puțin peste 300 de oameni. Astăzi însă abia de sunt 200. Școala a fost transformată în grădiniță și aici vin doar 8 copii, de la 3 la 7 ani. Nu mă cer de ghele așa cum trăim noi. În ghilimele. Doamne ferești, și ei, și iertați-vă. Avem noroc de stăia. De școlari. Nu fost școlari, deci drum nu era și bă. Dar ok, că și vizi, și nu se uită la noi. Locuitorii își amintesc cu nostalgie de timpurile când Mahalaua era plină cu copii. Era mult de drum, doamne, doamne, tare mulți copii erau. Ne grămădeam ea ca să ieșea, ne grămădeam o grămadă și la mie, în clasa mea erau 27 de copii. Chiar era școala aici? Aici, noi școala am avut acolo de deal și am ieșit școala cu două etaje făcute, dar... Închisă, nu-s copii. Aceeași poveste și în satul Prisaca, raionul Cimișlia. Conform datelor din 2004, populația satului constituia 88 de oameni. Astăzi nu sunt mai mult de 20. Văd aici o localitate la dumneavoastră, mai multe case părăsite. Au plecat oamenii sau ce au făcut? Dar bucanești nu s-au dus de aici. De ce? De ce? Dar nu iau nici drum noi, nici și este aici. Nici lumii noi. Am înțeles că nu aveți niciun copil în sat. Nu, de mult de-am. Potrivit recensământului din 2004, în 118 sate din Republica Moldova locuiesc mai puțin de 100 de oameni. 9 localități există doar în acte, pentru că acolo nu mai stă nimeni.